Salutare! A venit timpul să schimb discurile și plăcuțele astăzi. De fapt, au început operațiunea de ceva zile. Am așteptat să-mi vină comanda. Am luat discuri și plăcuțe Bosch. Pastă Bosch pentru frâne în loc de vazelină cu cupru. Lichid de frână Bosch. Dot 4 super, cel care rezistă până la 280 de grade. Total m-a costat undeva la 400 de lei, 394 de lei cu tot cu transport București-Timișoara. Am întâmpinat ceva probleme la roata stângă, față, în sensul că acum ceva timp am rupt un prezon și l-am scos destul de greu, pentru că un dobitoc probabil înarmat cu un pistol cu aer comprimat, cu impact, mi-a încălecat filetul șurubului cu filetul butucului. Și a trebuit să fac gradual cu burghiu de 5, de 7, de 8, mai apoi cu tarot de 10 a trebuit să măresc puțin gaura și cu tarot de 12 să-i dau filet final. A ieșit bine, a ieșit ok, slavă Domnului. Bun, eu am făcut partea dreaptă, urmează să fac partea stângă și am zis să fac o filmare, să vă arăt și vouă. Hai să vedem. Așa, deci cam asta e situația. De ratul jos, bineînțeles, se ridică pe mașină. Dacă aveți suport mai bun decât butucul ăsta, e ok. Puteți pune pe suport, dar să folosiți un lemn aici, să nu deterioreze partea asta. Treaba se face în felul următor. Cu o cheie cu tubulare de 12, să desfac șuruburile de aici, șuruburile atrierului. Da? Eu l-am deblocat deja mai devreme. Ia uitați, pistonul e la maxim. Pistonul aici. În fine, să aibă frâne noi. Și consumul e mărit de chestia asta. De faptul că plăcuțele de frâne fiind obosite strâng pe disc. E frecare degeaba. Ok, ia să vedem. Da. Cam greu singur, da, uite că iasă. Ok. Crimă și pedeapsă. Crimă și pedeapsă, la maxim cilindru. Ieșit. Nu e nimic, o să-l curățăm și o să-l tratăm cu niște vopsea frumoasă, termorezistent, am cumpărat. Celălalt trier e nou nouț, e dat cu vopsea argintie. Nu roșu, nu galben, pentru că Corsa cu motor de 1.2 nu e racing car. E o mașină de navetă. Bun, hai să vedem acum cu plăcuțele cum facem. Nenorocire. Ok. Deci cam așa arată. Aici. Slabă carne pe ele. Slabă, slabă ca un fotomodel parisian. Bun. Hai să vedem și asta. Da. Ia, uite așa, să vedem cum putem lucra. Ok.
Păi ce avem aici? Mergea pe... Ha? Aici mergea pe tablă. Ia uite. Cineva a tăiat avertizorul. Intram în pușcărie, dracului. Vezi ce dubitoși ca să-și vândă mașina. Pentru 80 de lei. Da, asta e, mă. Bun, astea sunt nenorocirile. Opa. Am uitat să vă spun. Cei care știți că ați fost cu mașina în serviciu să vă schimbe, să vă schimbe roțile sau ceva de genul ăsta, mergeți întâi la un serviciu și plătiți să vă deblocheze șuruburile. Eu am rupt în partea stângă, am rupt șurubul pentru că erau blocate complet. Azi dimineața am fost și mi-am deblocat șuruburile în Timișoara la un serviciu nou-nouț pe calea Torontalului, după spitalul ăla în construcție, în clădirea Semtest, acolo se închiriază niște hale. Și au făcut doi băieți un serviciu foarte, foarte, foarte tare, mi-a plăcut. Au scos cu pistolul, au curățat șuruburile cu VD-40, le-au suflat cu aer să le pună pe uscat, să le înfileteze pe uscat, deci cu mare grijă. Și culmea, ce am rămas frapat, e că le-au strâns la cuplu. S-au uitat într-un caiet și le-au strâns la cuplu. Deci, le cam pasă de clienți și asta e foarte bine. Bun, acum, pasul numărul 2. O tubulară de, cât e asta, 14. Da? Tubulară de 14. Aici, în spate. Nu știu cât se vede aici. Da? Aici. Cred că o să trebuiască să închid, să deblochez și mai apoi cu amândouă mâini să pot să lucrez. Imediat revin. Bun. Am desfăcut astea. O chestie să vă spun. Puteți folosi și metric 14, dacă aveți trusă de bihe hexagonale. Deci cu formatul în stea. Cum ar veni, da? Nu clasicele hexagonale. Bi-hexagonale. Bun. Deci asta trebuie dat în prealabil cu VD-40. Ok. Ghidurile astea trebuie scoase afară. Ghidurile trebuie scoase afară și dacă nu aveți altele, trebuie șlefuite. Sunt din oțel pentru arcuri. Sunt destul de rezistente, trebuie curățate și șlefuite. Cam așa arată un portetrier. Cred că nescos niciodată. Nescos vreodată din locul lui. Ok. Avem aici cu T30. Da? Da, din nou îmi trebuie două mâini. Așa că o să închid și revenim. Ok, altă bucurie. Unde? Uite. Fain, nu? Așa se întâmplă dacă nu schimb niciodată. Cred că nu s-a schimbat niciodată. Trebuie și ăsta scos și tarodat, căcat. În fine, scuzați jurătura. Da. Bun, așa. Cu chiucova am reușit să tot discu jos. Am reușit să scot și șurubul, șpanul. Se vede, da?
L-am scos cu un burghiu de 3,5. Da? Și mai apoi cu un burghiu de 4,5. Aici. Și după burghiu de 4,5 cu tarod de 5x09. Șurubul l-am măsurat cu lera, are 5x1 ca să intre forțat. Da, am reușit să-l scot. Deci cam așa arată șpanul. Da? A ieșit ușor, a ieșit binișor. Bun. Asta e discul. Era sudat. Se vede cum are rugină aici. Cred că sunt discurile originale. Abia a ieșit. Acum o să iau un tarod metric 12x1,5, cât e filetul șurubului, și o să curăț mizeria de acolo. Da? Deci vreau să simte că merge greu. Ah, trebuie să-l bag în viteză. În fine. Începe să meargă din ce în ce mai greu. Vedeți de ce trebuie curățate filetele? Trebuie curățate pentru că trebuie să fie bune la urma urmei, nu? Încă o dată, șuruburile la înfiletare se înfiletează uscat. Doar pe conuri, aici trebuie dată cu vazelină. Trebuie dată cu vazelină să nu se sudeze la cald cu roata. Bun. Deci, asta e prima fază. O să vedem după ce curăț etrierul, l-am băgat acolo, după ce curăț etrierul, ce și cum facem. Bun? Revin imediat. Bun, uite că s-a făcut seara. Am montat deja discul, dând port etrierul jos, l-am curățat tot absolut, părea de flex. I-am dat o vopsea termoresistentă. Ceva de genul ăsta. Okay. L-am montat înapoi. Șuruburile se văd. Sunt montate la mână, la maxim strâns, cum ar veni. Trebuie să fie strâns la maxim. Glisierele au fost gresate. Așa. Etrierul și el a fost curățat. Aici șurubul, v-am arătat că am scos, mi s-a rupt și am scos ăla. Aici pe partea asta am dat cu puțină vazelină de protecție. În rest discul nu trebuie să fie contaminat, l-am curățat cu WD-40 și mai apoi am șters WD-40 cu în niște diluan special, metil-etil ketona se numește, din familia acetonelor. E foarte volatil, așa că n-am niciun fel de reziduri pe disc. Am pregătit plăcuțele, ghidurile le-am curățat și le-am dat cu vaselină. Le-am șlefuit cu asta. Da? Curățat totul ca în farmacie, frumos. Dar l-ai făcut pentru mine, de mine, pentru mine, cum ar veni. Să încerc să dentez acum. Se vede că am dat cu vazelină. Și văd de ce nu asta. Da? Perfectul, special pentru frâne. Să vedem acum. Opa, am pus-o invers, doamne. Parcă zbiatul, pe atâta muncă. Ok. S-a montat. Am făcut și un caca pe mâini. S-a montat. Ah. O să montez și asta altă. I-am pus avertizorul.
N-am două mâini, n-am trei mâini acum să vă arăt cum se pune avertizorul, dar e simplu, pur și simplu se bagă aici, pe partea exterioară. Da? Hai să vedem. Se montează foarte, foarte simplu. Pur și simplu se bagă la urmă. Ok. Cam așa arată. Va trebui să-i pun și etrierul, da. O să-mi trebuiască două mâini. Pentru asta am șuruburile noi. Pe piston. Pe piston aici o să trebuiască să-i pun vazelină, deși am pus și pe plăcuță. Dar o să mai pun și acolo. O să-l montez și revin atunci cu el montat. Bun, am revenit cu finalul. Grand finale. Am montat etrierul. Am pus șuruburile, i-am pus șuruburile vechi pentru că erau bune și pentru că asta văd că vin cu cap de 13 și am primit doar două. Nu înțeleg de ce am primit doar două. În cutie erau doar două șuruburi. Bun. Deci vazelina am pus sub ambele picioare. Da? Vazelina la ghidaje, vazelina specială. Vazelina n-am pus pe disc. Vazelina am pus pe pistonaș. Așa, și pe ghidaje, bineînțeles, în partea asta. Arată bine, arată ca nou. Popseaua sper să țină după vreo câteva sute kilometri, o să se, cred că se activează, se usucă mai bine când e fierbinte. Deocamdată în unele locuri s-a văzut, s-a luat. Bun, urmează montajul roții. Montajul roții se face simplu, o știe toată lumea. În rest, cam atâta. Sper să vă ajute ce am făcut. De asta am făcut-o, să vă ajute, că puteam să nu filmez. Să-mi fac treaba liniștit. Bine, salutare tuturor!